Salut și am găsit la un nou videoclip acest canal. Astăzi facem o simulare mai interesantă. Astăzi vom transfera un jucător star de la fiecare echipă din Premier League și îi vom aduce aici la Sheffield United ca să vedem ce reușește să facă timp de un sezon. Ei bine, noi în primul rând o să dăm de această roată ca să vedem ce formație o să ne pice aici, pentru că formația o să ne aleagă practic nouă echipa. Așa că haideți să vedem ce formație ne pică și haideți să vedem. Pică 4-5-1. Ok, o formație asta interesantă. E bine, formația asta e interesantă, însă noi va trebui să punem un 4-5-1. Ia uite la aici, 4-5-1. Wow, formația acasă, efectiv. Formația acasă. Se pare că avem nevoie de niște left mid aici, right mid, un 2, KM, un KM și niște fundaje. Sunt interesant și doar un singur atacant care este striker. Ok. E bine, însă înainte să începem, v-aș ruga acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz când ați făcut deja, ca să ajungem acolo la 1k subscriber cu ajutorul vostru. Eu zic că o să ajungem pe la urmă. Însă să activați și clopoțelul pentru a primi mereu notificări când postez. E bine, noi avem bugetul de 1 bilion de euro, adică avem foarte mulți bani, însă acest buget o să se ducă pentru că o să transferăm un singur jucător de la fiecare echipă din Premier League. E bine, și haideți să vedem cine va fi prima echipă. Hai să vedem de unde transferăm primul jucător. Este ok, de la Newcastle. Ok, este de la Newcastle, interesant. E bine, de la Newcastle sunt și jucători destul de buni pe atac. În mijloc destul de interesant, Bruno Guimarães arată foarte bine aici. Și pe defensivă, Botman, ok, interesant. Însă cred că de la Newcastle o să luăm pe 7 Botman, pentru că arată destul de bine, este și tânăr și costă și foarte puțin. E bine, și până la urmă vine Botman la echipă pe suma de 61,8 milioane de euro. Vine la echipa Sheffield United, care practic reprezintă Premier League. Hai să ne parte ce echipă pică și vedem că pică Everton? Ok, sau Manchester United? Ok, Manchester United, foarte interesant. Ok, sunt chiar curios pe cine o să ia, pentru că este cam greu acolo, sunt niște jucători destul de buni. Ok, de la Manchester United este destul de greu să mă decid. Au o echipă destul de bună. Va trebui și să salvez din bani, pentru că unii jucători vor costa destul de mult. Înseamnă că va trebui să mă uit pe poziție pe care eu n-am jucător efectiv. Însă cred că o să-l aleg pe Bruno Fernandes. Mi se pare cel mai util de aici. E bine, și Bruno Fernandes vine la echipa Sheffield United pe suma de 102 milioane de euro. E bine, după Bruno Fernandes, hai să vedem cine mai pică aici. Și este, se pare că este Arsenal. Ok, este Arsenal, foarte interesant. Ok. E bine, la Arsenal sunt niște jucători chiar foarte, foarte buni. Și o să fie destul de greu să mă decid. Avem nevoie de camă, deci Havertz ar fi o idee destul de bună. Sau Vieira, poate Martin Odegaard. Însă cred că Martinelli o să vină foarte bine acolo, pe poziția de left mid. El oricum joacă left winger, left mid. L-am mai văzut și striker, deci este destul de interesant acolo. Așa că pe el îl vom transfera, pe Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli vine și el pe suma de 80 de milioane de euro la Sheffield United, ca să completeze aici echipa. Următorul spin, haideți să vedem ce pică. Și este Bournemouth? Sau este, ok, este Crystal Palace. Interesant, o echipă foarte bună, însă haideți să vedem totuși ce transferăm noi de la ei. Au niște jucători destul de interesanți, însă va trebui să mă decid foarte, foarte bine aici pe cine transfer. E bine, și să fiu sincer, Olise arată foarte bine. Avem nevoie acolo de un right mid și văd că Olise chiar este destul de bun. 80 overall, 21 de ani, eu zic că este destul de bine să transferăm pe el. E bine, și Michael Olise vine la Sheffield United, unde o să joace destul de bine acolo pe poziția de right mid. El vine pe suma de 54 de milioane de euro. E bine, cu Olise aici arată destul de bine momentan echipa. Olise, Bruno Fernandes, Botman și Martinelli în stânga, însă mai avem mult pentru a completa această echipă și banca de rezervă chiar. Așa că trece la următoarea echipă. Hai să vedem totuși ce pică. Și pică Nottingham Forest? Ok, Nottingham Forest, interesant. O să vedem imediat și ce jucători are această echipă. E bine, de la Nottingham Forest va fi destul de greu să alegem, pentru că nu prea sunt jucători așa de buni. Însă văd că pe aici pe acolo găsim și jucători interesanți. Însă noi cred că o să alegem pe Gibbs-White, Morgan Gibbs-White, care să fie sincer arată destul de bine. 78 overall, destul de bine, 20 de milioane, eu zic că este dealul perfect. E bine, și pentru doar 30 de milioane de euro, Morgan Gibbs-White vine la echipă. Mergem la următoarea, hai să vedem aici ce pică. Și este Brentford? Ok, este Brentford, interesant. Haideți să tot să vedem ce echipă are Brentford. E bine, de când te văd niște jucători interesanți cu un overall interesant, însă va trebui să găsim jucătorul perfect.
perfect pentru echipa noastră. E bine, și de la Brentford cred că o să luăm pe Aaron Hickey. Arată destul de interesant, foarte tânăr, 21 de ani, overall destul de bun și preț foarte accesibil, așa că pe el o să-l transferăm. E bine, și Hickey vine la echipă pe suma de 13 milioane de euro, foarte ieftin. E bine, haideți să vedem mai departe după Brentford ce pică, și se pare că pică Luton Town. Ok, interesant, hai să vedem totuși ce jucător are și Luton Town. E bine, de la echipa asta nu prea am ce să iau, însă o să-l iau pe Ross Barkley, care arată destul de interesant și este cel mai mare over de la echipă. Bine, și până la urmă vine Ross Barkley la echipa noastră, Sheffield United, pe suma de doar 10 milioane de euro. Următoarea echipă, hai să vedem care o să fie, și este Aston Villa sau Wolves? Hai să vedem, și este Wolves, ok, interesant. E bine, de la Wolves o să vreau să-l transfer pe Mateus Cunha, care arată destul de interesant, 79 overall și costă destul de puțin. E bine, și de la Wolves până la urmă luăm pe Mateus Cunha pe poziția de atacant. E bine, nu ne-au rămas multe echipe, însă ne-au rămas niște echipe interesante. Hai să vedem totuși ce pică de aici, și pică Manchester City. Ok, interesant. De la Manchester City clar avem ce să luăm. E bine, și de la Manchester City este destul de greu să mă decid. Am putea să mergem all out pe un Haaland, pentru că încă avem bani, avem undeva la 600 de milioane. Sau am putea să mergem pe un jucaș foarte bun, pe Kevin De Bruyne. Însă cred că până la urmă hai să transferăm pe man himself, Erling Haaland. E bine, și la Sheffield United vine Erling Haaland, un monstru, vine la echipă pe suma de 234 de milioane de euro. E bine, cu Haaland aici completăm și atacul, are cu mai trebuie un mijlocaș, niște fundași aici, mai trebuie un left back și un KB, ba chiar și un portar, și am completat primul 11. Însă haideți să vedem de la ce echipă vom transfera următorul transfer, și este de la Aston Villa? Ok, este de la Aston Villa, interesant, interesant. E bine, de la Aston Villa avem niște variante destul de frumoase, însă din păcate nu avem nimic foarte, foarte nebun, așa ce neașteptat, dar totuși eu cred că o să transferăm pe Emiliano Martinez. Are 30 de ani, un portar destul de bun, 86 overall, un preț chiar foarte, foarte bun, așa că eu zic că este cam cea mai bună variantă. Emiliano Martinez vine la Sheffield United pe suma de 61 de milioane de euro. Hai să vedem următoarea echipă ce va pica, și avem Bournemouth. Ok, interesant, interesant. E bine, de la Bournemouth, să fii sincer, mă uite un mijlocaș, dar nu prea au 5 de cei jucători. Însă au un left back destul de interesant, 19 ani, 75 overall. Cherchez îl cheamă, se pare că o să ne coste destul de puțin, însă haideți să vedem totuși ce preț putem să scoatem pe el. E bine, și pentru suma de 13 milioane de euro, un nou left back bine la echipă. Hai să vedem totuși următorul spin, haideți să vedem totuși ce ne pică de la roata aceasta, și se pare că pică Fulham. Ok, interesant, haideți să vedem ce jucători au și ei. E bine, Fulham, echipă interesantă, însă noi căutăm niște jucătorii mai de mijloc, așa un cam interesant. E bine, cred că o să-l aleg pe Diop, arată destul de interesant, un fundaș destul de ok, gen la vârstă, și mai ales că avem nevoie pe rezerva de fundaș de un jucător ca el. E bine, și Diop vine la echipă ca să ne ajute acolo la formație pe suma de 13 milioane de euro. Aproape toată echipa este completată, mai ne trebuie un cam în locul acestuia, însă să vedem ce echipă ne pică. În următorul spin, haideți să vedem totuși ce pică, și se pare că pică West Ham. Ok, West Ham, interesant, interesant. Ok, de la West Ham, sincer, va fi destul de greu să mă decid, însă cred că un mijlocaș ca Ward-Prowse o să se scurce foarte bine la echipă, 79 overall, un preț foarte, foarte bun. E bine, și ne întărim rezerva de mijlocaș cu acest jucător destul interesant, Ward-Prowse. E bine, nu mai avem foarte multe echipe, mai avem 5 echipe dacă nu mă înșel, însă hai să vedem totuși ce pică, și se pare că pică Everton? Ok, nu e, Burnley, ok, ok, e Burnley. E bine, și de la Burnley cred că o să-l iau pe Jordan Bayer, care să fie sincer arată destul de bine și este destul de tânăr, 23 de ani, 75 overall, așa că haideți să vedem ce preț puteți scoate pe el. E bine, și până la urmă Bayer vine la echipă, un fost jucător de la Burnley, vine la Sheffield United. E bine, în momentul de față mai sunt 5 echipe, haideți să vedem totuși ce ne pică nou acum, și se pare că ne pică Tottenham Hotspur, let's go. Ok, de la Tottenham va fi interesant, însă haideți să vedem totuși ce jucători au. E bine, și m-am mutat efectiv la toată echipa, dar James Maddison efectiv cred că este cea mai bună alegere pe care putem să o facem. Avem nevoie acolo de un cam, și James
James Maddison este perfect, o să coste destul de mult, însă ne va ajuta foarte mult. Fostul jucător al lui Tottenham, James Maddison, vine la Sheffield United, echipa Premier League, să zic așa, pe suma de 79 de milioane de euro. E bine, echipa este completată, însă mai avem câteva echipe. Dăm următorul spin să vedem ce pică și se pare că pică Chelsea? Ok, se pare că pică Chelsea, let's go, Chelsea, echipă bună. E bine, de la Chelsea va fi destul de greu să mă decid și pe atac, și pe mijloc, și pe defensiv, au jucători destul de buni. Însă chiar avem nevoie de un right back și Reece James, care arată foarte, foarte bine, 83 overall, 23 de ani, un preț destul de bun, așa că haide să încercăm să-l transferăm. E bine, și Reece James vine la echipă pe suma de 47 de milioane de euro. E bine, și am ajuns la ultimele 3 echipe, haide să vedem totuși ce pică și se învârte. Hai să vedem, ok, este Brighton. E bine, să fiu sincer, avem nevoie să salvăm bani pentru următorul transfer în afară de asta, așa că voi transfera, din păcate sau din fericire pentru mine, un jucător nesemnificativ pentru echipa noastră, iar acest jucător o să fie Ovyar. E bine, și până la urmă vine și acest jucător, chiar dacă este nesemnificativ, vine la echipă pe nume Ovyar. E bine, și-au mai rămas două echipe, Everton și Liverpool. Hai să vedem cine va fi ultima echipă la care vom da spin și se pare că va fi Liverpool. Ok, Liverpool este ultima echipă, însă data asta o să transferăm de la Everton. E bine, Everton, echipă interesantă, însă chiar nu știu pe ce transfere. Nu prea avem nevoie pe nicio poziție, singura poziție care chiar avem nevoie foarte mult este cea de fundaș, însă așteptăm Liverpool pentru chestia asta. Însă de la Everton cred că o să le iau pe acest jucător Mikolenko, arată destul de interesant, costă foarte puțin și are un overall destul de măricel, să zic așa, 24 de ani pentru el. Hai să încercăm să-l transferăm. Și jucătorul de la Everton vine și el la Sheffield United pe nume Mikolenko, pe suma de 14 milioane de euro. E bine, și ultima care a mai rămas este desigur Liverpool, care o să fie destul interesant pentru că o să vreau să transfer un jucător de aici. Un jucător destul interesant de care probabil deja v-ați dat seama, este vorba de Van Dijk, care o să ne coste destul de mult și suntem cam la limită. În momentul de față mai avem 87 de milioane de euro și Van Dijk o să ne costă undeva la 80 ceva de genul, deci o să fie chiar fix la limită. Ei bine, și până la urmă reușim să-l transferăm pe VVD, vine la Sheffield United, ultimul transfer pe suma de 75 de milioane de euro. Ei bine, și cam așa arată echipa. Eu zic că arată destul de bine, eu zic că am făcut o treabă destul de bună. Atacul cu Erling Haaland, mijlocul destul de bun, Martinelli, Madison, Bruno Fernandes, Gibson, care să fiu sincer chiar am încredere în el, Olise, la fundaș Kerkez, Van Dijk, Bodmen și Reece James, și în poartă, desigur, Emiliano Martinez. Pe banca de rezervă arată destul de bine, ba chiar ca să luăm și un jucător de la Sheffield, o să luăm portarul de rezervă de la Sheffield. Acesta o să fie portarul nostru de rezervă, un jucător de la Sheffield, și cam așa arată echipa. Desigur, sunt doi jucători care nu încapă în această echipă. E bine, chiar am fost la limită, din 1 bilion de euro ne-am rămas 646.000 de euro. Deci a fost chiar fix la limită. E bine, haideți să simulăm și sezonul, să vedem ce reușește echipa noastră să facă, construit într-un singur fiecare jucător din fiecare echipă. E bine, antrenorul a simulat, hai să vedem cum arată echipa după un sezon și arată destul de ok. Haaland la 92, Gibson a crescut destul de bine, Martinelli din păcate a rămas la fel, mulți jucători de fapt au rămas cam la fel, ba chiar și pe banca de rezervă, că da, cam la fel au rămas. Însă hai să vedem cine a scris cea multe goluri și a fost Erling Haaland cu 20 de goluri, da, mă așteptam. Al doilea goluri este Maddison și la asisturi este Bruno Fernandes. Haideți să vedem pe ce poziție se clasează echipa noastră, pentru că nu este în relegation zone și nici nu este în top 13, ceea ce este destul de ok. Haideți totuși unde se clasează, ok, top 10, top 9 Spurs, wow, pe 9, West Ham pe 8, 7 Fulham, 6 United, ok, pe 5 este Newcastle, ok, și avem loc de Champions League, ok, și ceva o să simulez și următorul sezon, pentru că sunt foarte curios acolo ce o să se întâmple. Acum hai să vedem, în top 4 suntem pe locul 4, bă, ok, ok, și se pare că Liverpool câștigă aici. Emirates SFA Cup, haideți să vedem, nu câștigăm, suntem scoși de Spurs, ok, în Carabao Cup, haideți să vedem totuși în finală ne bate City pe bune, iar cam acestea sunt competițiile în care am jucat, însă o să mai simulăm încă un sezon pentru că data asta suntem în Champions League. E bine, mergem direct și simulăm și al doilea sezon să vedem ce o să facă echipa Premier League în Premier League. E bine, antrenor de simulat sezonul cu numărul 2 și ultimul sezon, hai să vedem cum arată echipa și vedem că Maddison este accidentat, bă, cred că n-a costat asta. Însă echipa overall care arată foarte, foarte bine, au crescut foarte mult jucătorii. Însă haideți să vedem ce a scris cea multe goluri și a fost desigur Haaland cu 26 de goluri, Bruno cu 22 de goluri și 16 asisturi, cea multe asisturi
clar. Însă haideți să vedem unde terminăm. Suntem top 5, asta e interesant, ok. Suntem top 5 și suntem top 4. Nu suntem top 4, suntem top, okay, top 3 până la urmă. Emirates FA Cup, haideți să vedem. Nu câștigăm, din păcate. Carabao Cup câștigăm? Câștigăm Carabao Cup, let's go. Măcar câștigăm un trofeu cu această echipă. Însă haideți să vedem ce am făcut în Champions. Vedem că ieșind din grupă pe locul 2 cu 10 puncte. Mai departe în round of 16 se pare că dăm de Olympic Marseille, pe care îi bate cu 5-2 la general. Însă în quarterfinal suntem scoși de Inter, care ne bate cu 4-3 la general. E bine, cam aceasta a fost simularea de azi. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă luați un casc când ați făcut deja pentru a strânge acolo un ca subscriber și desigur să activați clopoțelul pentru a primi mereu notificări. Eu am fost Unreal Byte, v-am pupat, pa, pa!